Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului, o emisiune dedicată unuia dintre cele mai importante licee din județul Gorj, proaspăt laureată a unui nou concurs pentru școală europeană. Spunem bun venit în emisiunea noastră domnului profesor Marius Buzerea, directorul acestei instituții de învățământ. Bună seara și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Cum a fost la București ieri, având în vedere că în această săptămână, de fapt, ieri s-a făcut premierea pentru titlul de școală europeană, o competiție care, iată, o câștigați nu pentru prima dată? Emoțiile deja nu mai erau, să zicem așa, se ternaseră, luaseră final odată cu aflarea rezultatelor undeva săptămâna, la sfârșitul săptămânii aici celelalte. Știai că ai câștigat, problema era când va fi premiera, dar repet, toate emoțiile deja trecuseră. În schimb, pentru noi titlul de școală europeană e o reconfirmare a activităților pe care le realizăm în cadrul școlii, a dimensiunii educației pe care, europene educație pe care încercăm să o asigurăm atât prin oferirea de programe de formare elevilor în alte țări, dar și prin aceeași programe de formare de tip, de exemplu, job shadowing pentru cadrele didactice din liceul nostru, un licee din diverse țări din străinătate. Având în vedere evenimentul, o să-i rog pe colegii din regie să difuzăm și niște imagini de la cele întâmplate la București ieri. Da, ele sunt filmate, da. Aici este un grup de colegi de-ai mei și reprezentanta elevilor. Premierea a avut loc undeva în cadrul, în sala Spiru Haret a Palatului Parlamentului. O sală deosebită, cu multe semnificații pentru noi, pentru că aici am primit de-a lungul timpului mai multe distincții, mă refer la liceul nostru, și ar fi aici de două ori titlul pentru școală altfel, titlul pentru școală europeană. Da, vedem aici cu inspectorul de specialitate de informatică, da? Da, a fost o bucurie pentru mine. Și cu secretarul de stat, Vasile Șalaru, nu? Da, și cu inspectorul a fost o mare bucurie pentru mine să o revăd pe doamna profesor, doamna inspector general pentru informatică. De asemenea, o mare bucurie a fost să fim premiați chiar de doamna senator Ecaterina Andronescu. Alături de noi a fost domnul inspector general, domnul Ion Ișvan. Prezidiul a fost format din foarte nume sonore din cadrul învățământului. Și aș spune aici Acesta a fost delegația de liceului, da? Delegația liceului. Undeva, cred că după ce primisem diplomele și ieșiserăm din... eram undeva la ieșirea din sala de festivități. Pentru noi a fost o onoare să fim iarăși acolo. Oricine poate analiza pe site-ul Ministerului Educației lista de școli premiate va putea observa că liceul nostru a fost într-o pleiadă de școli de excepție de la nivelul țării. Mi-a tras atenția, de exemplu, o școală din Iași înființată undeva pe la 1828. Au fost foarte multe școli în care se lăudau cu numărul de elevi olimpici internaționali sau cu numărul de elevi care au, căror copii fac parte din lotul României pentru diferite discipline. Deci aș putea spune că am fost alături de școli cu veche tradiție, școli care sunt reprezentative pentru învățământul din țara noastră, iar pentru noi a fost o mare onoare. Apropo de acest titlu de școală europeană, de ce este el important? Am înțeles ce reprezintă sau ce punctează, în special integrarea învățământului românesc în cel european, proiectele europene, cam asta, să zicem, ar fi constantele lui. Dar
Ce înseamnă pentru o școală? De exemplu, pentru Colegiul Tehnic General Gheorghe Maghieru, faptul că aveți acest titlu, iată, îl reluați, de fapt îl aveți în continuare, că l-ați da, avut și până acum. Cam să știți că nu contează neapărat numărul foarte mare de proiecte, sau mă rog, contează, dar contează mult și alte lucruri. Planul, modul în care îți urmărești aceste, să sporești dimensiunea europeană, modul cum te implici în astfel de colaborări europene și nu neapărat prin proiecte prin care trimiți copii în străinătate. Pot fi și proiecte de mai mică învergură, prin care elevi sau profesori schimbă impresii pe internet sau prin diverse rețele de colaborare, prin implementarea unor diverse politici la nivel european. Pot să fie mai multe tipuri de abordări. Abordarea noastră a fost una un pic, de-a lungul timpului am avut o abordare un pic mai directă, și anume întotdeauna am vrut să punctăm foarte mult la nu neapărat la număr de profesori care pleacă să învețe în străinătate, ci foarte mult am vrut să punctăm la numărul de elevi care pleacă și au oportunitatea să facă diverse, să-și facă stagii de practică în primul rând, să-și facă pe lângă stagii de practică, să învețe o limbă străină și să realizeze anumite activități pe anumite teme, de istorie, de cultură europeană și așa mai departe. Vom reveni asupra acestui subiect, mai ales că sunteți liceul probabil cu cele mai multe proiecte cu finanțare europeană, însă vorbim de al doilea eveniment foarte important din ultimile zile. Ați avut ieri premiera, însă duminică a fost finalizarea unei noi ediții, cea de-a șaptea, a simpozionului internațional Educația în contextul european de azi. Ce ne puteți spune despre această manifestare? Da, este o manifestare la care noi ținem foarte mult. A pornit acum, așa cum a spus și noastră, 7 ani în baza unui parteneriat prin care liceul nostru a devenit, s-a înfrățit cu un liceu polonez, Joseph Bem, și împreună am realizat mai multe activități. Am crezut că anul trecut a fost punctul culminant al acestui simpozion, când alături de noi au fost și aproximativ 30 de elevi și profesori de la liceul polonez partener, dar reușim și noi și colegii noștri și partenerii noștri să ne surprindem că, iată, și anul acesta am rămas cu impresia că a fost de departe cea mai bună ediție de anul acesta. Și să știți că n-a fost, să zicem, singura mare activitate care am avut în aceste zile, pentru că în aceeași perioadă cu simpozionul am avut și o delegație de aproximativ 25 de persoane din diferite țări pe care i-am avut, am avut bucuria să le fim gazde. Dar referitor la simpozion, e un simpozion pe care noi de 2 ani îl realizăm cu alături de Universitatea Titu Maiorescu din Târgu Jiu. De fapt, ei sunt vecinii noștri acolo. Am găsit o foarte bună înțelegere la conducerea acestei universități și dânsii ne-au sprijinit cu tot ce a fost nevoie, cadre didactice, logistică și în special spațiu, pentru că noi la Maghieru ne confruntăm cu o acută lipsă a spațiului. Și de asemenea, și în acest an aș vrea să vă spun că nu am dus lipsă de participanți, iar dacă în fiecare an organizatorii îmi spun că și din punct de vedere al calității participanților este cea mai bună ediție, aș vrea să vă spun că în urma recenziilor făcute, cred că din nou am reușit să săltăm un pic ștacheta și putem spune că acest an a fost anul cu, să zicem, cu reprezentare de la cel mai înalt nivel. Da, cele 10 secțiuni, foarte multe comunicări în limbi străine,
foarte mulți universitari care au adus plus valoare, am putea spune. Da, este, pentru mine este o mare bucurie că la acest simpozion nu este deschis doar profesor din preuniversitar, ci este deschis și profesori din mediul universitar, iar participarea unui număr foarte mare de profesori universitari, participarea cu lucrări în mai multe limbi străine, faptul că fiecare articol este însoțit de un abstract, un argument într-o limbă străină care poate fi accesat de pe pagina proiectului, de pe pagina simpoziului, oriunde în lume, pentru noi este credem noi o mare realizare. Acum, apropo de această manifestare, este unică și prin altceva. Așa cum și-a propus, de fapt, acum 7 ediții și-a păstrat constant implicarea elevilor, pentru că, de regulă, aceste simpozioane internaționale sunt dedicate profesorilor, că sunt universitari, că sunt din preuniversitari. Însă, participarea elevilor la fiecare ediție, elevii din Polonia, în anii trecuți, elevii de la Magheru, în anul acesta, înseamnă foarte mult. Le deschide foarte mult orizontul și acestora. Da, elevii au oportunitatea să ia contact, să nu spunem, cu mediul universitar, cu altă abordare, cu o abordare mai riguroasă, un pic mai academică, dar care nu poate decât să le strânească interesul, să le arate că orizontul este un pic mai încolo și că totul este posibil. Iar faptul că an de an la acest simpozion avem alături de noi invitați din străinătate, iarăși este un mare plus. În delegația de străini care am avut-o, le-am povestit despre acest simpozion, le-am explicat despre ce e vorba și toți au fost foarte, foarte încântați că nu-și imaginau că pot să existe astfel de conlucrări așa bune între școli generale, licee și universități, pentru că practic acest simpozion este, să zicem așa, pe lângă cele două licee român și polonez, este și angrenată în el și o școală generală încă de la început, e vorba de o școală Antonie Mogoș din Ceaurul, care este și partea consorțiului cu liceul Magheru, dar și o universitate, ceea ce dă un alt plus, credem noi, chiar și prin această diversitate. Schimbăm puțin, să zicem, subiectul discuției. Suntem în plină perioadă, iată, săptămâna viitoare începe evaluare națională, începe bacalaureatul, sunt evenimente foarte importante în viața școlii și pentru acest lucru aveți viitorii liceeni, să spunem așa, sunt la ora opțiunilor. Aveți și dumneavoastră o ofertă destul de bogată pentru cei care termină acum școala generală și gimnaziu ca să vină spre liceu. Înainte de a ne spune și să discutăm puțin pe oferta școlară, o să vă facem și surpriza să vă dăm un spot realizat de noi pe oferta dumneavoastră școlară. Nu l-ați văzut nici dumneavoastră, mărturisesc nici eu, deci doar colegii de la partea tehnică s-au ocupat de el și așa că îi rugăm să-l și difuzeze cu ocazia aceasta. Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru Târgu Jiu vă prezintă oferta educațională 2015-2016. Liceu ZI, industrie alimentară, 56 de locuri, calificare tehnician analize produse alimentare. Protecția mediului, 56 de locuri, calificarea tehnician ecolog și protecția calității mediului. Electric, 28 de locuri, calificarea tehnician în instalații electrice. Școală profesională, calificarea operator în fabricarea polimerilor, 28 de locuri, cu bursă de 200 de lei pe lună, decontare navetă, stagiu de practică în anul 2 în Portugalia și contract de angajare cu SECE Artego S.A. Școală pozițial, tehnician laborant pentru protecția calității mediului, 28 de locuri. Tehnician infrastructură, rețele și telecomunicații, 28 de locuri. Creator, proiectant îmbrăcăminte, 28 de locuri. Școală de maiștri, maestru electromecanic, aparate de măsură și automatizare, 28 de locuri.
Da, o să revenim cu acest spot la finalul emisiunii și o să se regăsească în toate calupurile publicitare în următoarele zile, până la momentul admiterii, așa cu elevii să vină în contact cu el cât mai e, și părinții în același timp să vadă această ofertă. Însă, dacă e să vorbim pe ofertă concretă acum și ne adresăm în primul rând absolvenților de clasa a 8-a. Deci, am văzut, spotul a fost destul de rapid. Care este oferta? Da, acum, înainte de ofertă, aș vrea să punctez câteva lucruri, și anume că liceul nostru, chiar dacă este un liceu tehnologic, noi ne aplecăm destul de mult și asupra disciplinelor de cultură generală. Și cred eu că avem și rezultate foarte bune chiar. Aș putea spune că chiar în acest an a fost unul de excepție, și aici dacă aș putea să aduc ca și argumente premii și distincții la concursul de chimie Petru Poni, locul 1 la mai multe clase, locul 2, locul 3, am avut rezultate bune la concursul de matematică Haimovici, la Olimpiada de tehnologia informației, la un amers pe țară, premii foarte bune am avut la de exemplu și mai istorie, unde și la concursul Dumitru Popescu, dar și la concursuri organizate de sper să nu să spun corect Asociația Veteranul de Război, da. Regina Maria, da. Unde am obținut premii Cultul Eroilor, Cultul Eroilor, da, am spus bine, și la la concursul de creativitate pe parte tehnică, olimpiade școlare, iar aici aș putea spune că nu este an în care să la olimpiadele pe profil tehnic să nu aducem câteva medalii, avem două locuri, întâi la pe județ și premii pe faza națională la olimpiada, la specializarea tehnician analize plus laborator, medalie de argint și mențiune la olimpiada de la specializarea de tehnician ecolog și protecția calității mediului și multe altele. Deci iată că aceste rezultate vorbesc de la sine despre modul în care noi ne aplecăm asupra fiecărui aspect din viața elevilor noștri și de ce nu să povestim acum inclusiv la română, la limba și literatura română și la concursul Tinere Condee, dar și la altele organizăm concursuri de limba și literatura română alături de parteneri importanți, de exemplu Ecfrasis, care este, să zicem așa, continuarea concursului Citul Dăunează Gravii în Culturii, și concursuri care se bucură de, care sunt foarte populare și la care copiii noștri au foarte bune rezultate. Iată de ce cred că liceul nostru chiar poate reprezenta o alternativă. Asta a fost un vis al nostru, să nu ne canalizăm doar pe partea de pregătire practică, ci să încercăm să asigurăm elevilor noștri o pregătire foarte bună și la restul disciplinelor, în special cele de cultură generală. În ceea ce privește specializările, anul acesta avem, așa cum ați arătat și în dumneavoastră, două clase de tehnician analize produse de laborator, două clase de tehnician ecolog și protecția calității mediului, o clasă de tehnician în instalații electrice și o clasă de profil școală profesională de laborant la prelucrarea și fabricarea polimerilor. Din ce cred eu, sunt profile bune, profile căutate pe piața muncii și ca o paranteză să vă spun așa, profile care sunt căutate și pe piața externă a muncii, pentru că iată, suntem într-o vreme când granițele țării nu mai există, când granița copiilor noștri este undeva la Oceanul Atlantic și undeva aici la Republica Moldova, dar granița de vest este foarte departe. Și atunci ar trebui să, atunci când îți alegi un domeniu de pregătire, să ții cont și de lucrurile acestea. Ca și argument, de exemplu,
al meu pentru că aceste profile, aceste specialiști sunt foarte căutate, ar fi, numărul mare de parteneriate externe pe care le avem, în care elevii noștri merg și fac stagiu de pregătire practică în diferite, la diferiți agenți economici. Orice profesor, inginer știe că, sau agent economic local știe că atunci când vrei să duci un elev care să facă practica la un agent local în Târgu Jiu, în județul Gorj, este un lucru aproape infernal. O grămadă de hârtii, o grămadă de acte, pentru că și școala își asumă responsabilități. Agentul economic își asumă o groază de responsabilități. Dar gândiți-vă ce înseamnă ca tu să duci un elev la câteva mii de kilometri și să facă practica într-o instituție, într-o altă limbă, să muncească cut la cut cu angajații, să muncească în laboratoare, în centre de cercetare. Dacă te pui în pielea unui agent economic local, îți este foarte greu să accepți că trebuie să iei pe cineva, să-l pui la tine în laborator, să ai grijă de el, să-l școlești, să pui la dispoziția lui materiale, să pui la dispoziția lui personal care să-l pregătească. Gândiți-vă ce greu este ca să trimiți pe cineva care să facă toate aceste lucruri în străinătate. Însă, poate și cultura celor de acolo, care este mult mai deschisă, dar și, să zic, bunul renume de care instituția noastră se bucură în ultima vreme, ne-au făcut să avem și să găsim parteneri din ce în ce mai buni, din ce în ce mai reprezentativi la nivelul țărilor partenere, dar și chiar al Uniunii Europene. Deja am ajuns la acel nivel la care noi ne alegem partenerii. Iar acest atu ne dă nouă oportunitatea ca an de an să accesăm mai multe proiecte, iar proiectele să fie unele din ce în ce mai valoroase. Pe lângă faptul, apropo, haideți să încercăm să le sintetizăm puțin, a spus foarte multe lucruri interesante, probabil că cei care se uită la noi deja zic, deci încep să iau o decizie, dar pe lângă, sunt două oportunități pe care nu le are, să spunem așa, nu le au orice liceu. Pe de o parte, este faptul că sunt profile bune, inclusiv Protecția Mediului, care deja e un brand pentru maghiarul, cu toate că mai există și pe la alte licee și dovadă și rezultat din ultimii ani. Mai aveți o amprentă pusă probabil și din cauza directorului instituției, nu știu dacă e așa sau nu, că cei mai buni informaticieni sunt la maghiarul. Deci este și asta o etichetă pusă și e foarte... Muncim mult. Și dovadă, nu, dovadă rezultatele, mă refer și concursurile câștigate, inclusiv calificări la faza națională la Olimpiadă și alte concursuri câștigate. Și aveți cea de-a treia chestie în care foarte mulți dintre copii se... mă refer la cei care sunt deja elevi, dar și la cei care vin spre liceu și ăsta merg, știu că au oportunitatea asta de la maghiarul să poată să facă și o specializare, să participe la aceste proiecte. Și aici chiar îi bateți cam pe toți, în sensul că puține licee din Gorj se pot mândri cu acest pachet impresionant de proiecte, cum spuneați, deja vă alegeți partenerii, ați ajuns la un anumit nivel. Da, de fapt, ca să spun așa, a fost un vis al nostru, care a început de multă vreme, pe care l-am avut alături de regretatul profesor Dumitru Bunoiu, ca împreună să reușim să dăm liceului o anumită educație în acest liceu, o anumită dimensiune europeană. Nu spun că nu a fost greu, a fost teribil de greu, am avut rateuri, foarte multe rateuri, poate ne-am gândit și să renunțăm, dar iată că o rețetă care este bună nu o schimbi. Și an de an am încercat să aducem plus valoare și să ne gândim în primul rând la ce putem face pentru elevi. Iar din punctul nostru de vedere ne-am gândit că ar fi o oportunitate să-i punem în fața elevului oportunitatea de a alege să faci practica în țară sau să o faci într-o țară străină, să înveți limba în țară sau să înveți într-o țară, să înveți în Anglia, în țara în care este de fapt limba nativă. Și atunci, pornind de la aceste
de la aceste dorințe am reușit să le cristalizăm încet, încet, iar pentru noi trecerea de la vechile proiecte Leonardo la proiectele Erasmus, care nu mai sunt pe un an, unde în fiecare an trebuia să aplici, să aplici, să aplici și tot timpul era o teamă de asta, că poate generația următoare, următoarea clasă de a 10-a, de a 11-a, de a 9-a nu va putea accesa, nu va putea merge într-un proiect, nu va putea avea oportunitatea de a alege. Acum, cu trecerea proiectelor Erasmus, este foarte simplu, pentru că se durează pe mai mulți ani și atunci elevul are oportunitatea și de a alege încă din clasa noua, de pe băncile școlii. El poate să știe că în anul următor poate să facă practica în sănătate sau, de ce nu, să o facă în țară la un agent economic local. Da, sunt foarte multe avantaje. Pe lângă acestea, vă păstrați o tradiție veche și foarte bună, că știți, de multe ori vechi nu e neapărat corespondent cu progresul, în cazul nostru este, și anume că aveți acele burse pe care, pentru elevii cei mai buni, pe care le acordați de foarte mulți ani. Cred că la început era singura unitate care le acorda, între timp au mai apărut, să spunem așa, sau cel puțin, din câte știu eu, sunt licee care anunță acest lucru, dar Magherul continuă și cu această tradiție. Da, aici avem burse care sunt oferite de agenții economici, dar aici aș vrea să remarc și să spun, să scot în evidență o altă categorie de bursă, și anume o bursă care are oarecum un caracter social, dar care este alocată totuși elevilor care vor să învețe carte. Această categorie de burse, de exemplu, să știți că nu acordă Liceul Magheru, o acordă elevii de la Liceul Gheorghe Magheru. Cum asta? Prin realizarea unor activități de voluntariat, pun în scenă diverse spectacole, organizează tombole, târguri de mărțișoare, diverse expoziții cu vânzare, că sunt picturi, că sunt produse de ale lor, că sunt produse gastronomice, iar aceste banii colectați din aceste vânzări, din aceste spectacole, că e vorba de trupa de teatru a liceului, că e vorba de diverse trupe de dans sau alte grupuri de elevi din cadrul diverselor cercuri. Acești bani sunt colectați într-un fond care formează un fond de premiere destul de consistent, iar banii aceștia se întorc la elevii care au probleme financiare, care au părinții și familiilor sunt în dificultăți financiare. În schimb, ei vor să continue școala, vor să învețe carte și vor să meargă mai departe. Iar pentru mine acest lucru este e o mare realizare, că am reușit pe elevi să-i facem să se aplice către colegului și către nevoile lui. Da, este important și se cunoaște deja tradiția acestor acțiuni, activități de voluntariat la nivelul liceului, care, iată, aduc pe colegilor la școală, cei care au probleme materiale. Mergem, apropo de această perioadă, când se alege cariera pentru copiii de clasa 8-a, în același timp suntem în plin bacalaureat, suntem pe probele de competențe și va urma și perioada probelor scrise, care este proba adevărului, dar care în ultimii ani, apropo de dificultățile pe care le au liceele tehnologice din România sau și chiar și din județ, în privința procentului de promovabilitate, Magherul se înscrie cu procente foarte mari, da, la acest examen. Aici știți, la prima vedere, un procent de peste 80% la seria curentă liceu zi în vară poate părea aproape intangibil. Și totuși el poate fi atins. Însă cu foarte multă muncă. Și asta începe undeva în fiecare an începe această muncă undeva în vară, când toți profesorii, și aici trebuie să le mulțumesc, pentru că să le mulțumesc colegilor mei, pentru că sunt niște profesori de excepție și dau dovadă de foarte mult altruism, de foarte multă generozitate. Când începem să planificăm orele, să facem orarul
Și astfel, la toate clasele, în orar se introduce încă o oră de pregătire suplimentară, în orar. Că este matematică, că este biologie sau o altă disciplină de bacalaureat. Iar aceste efecte se văd pe parcurs. Dacă mai ținem cont că facem ședințe de pregătire cu elevii în fiecare vacanță școlară, în timpul școlii altfel, rezultatele, să știți că nu sunt, să zic așa, nu sunt aleatorii, sunt unele previzibile, unele așteptate. Nu sunt întâmplătoare. Deci da, sunt rodul unei munci destul de mari, de complexe până la urmă. Da, pe care noi ne-l asumăm de la începutul anului și știm că trebuie să insistăm cât mai mult. Acum, în acest demers, să știți că de fiecare dată avem părinții și asociațiile lor, pentru că dacă acestea nu s-ar implica, dacă ei nu ar fi de acord cu aceste pregătiri și nu ar sprijini în realizarea acestui demers, nu s-ar putea face, dar faptul că îi simțim aproape, încercăm de fiecare dată să marșăm în vederea interesului comun, aceea de a ajuta elevii să promoveze aceste examene de bacalaureat, pentru că care, de altfel zis, fie vorba între noi, nu este unul foarte dificil. Bine, vorbiți de la adăpostul acestui procent foarte mare. Pentru unii, și dacă ascultăm chiar reprezentanții Universității Tehnologice din Gorj, spun că bacalaureatul este foarte greu și procentele la ei sunt undeva la 20%, 30%. Da, acum știți cum este, toată lumea critică și ne așteptăm ca odată cu probele de, așa cum spuneați, probele adevărului, probele scrise, să apară iarăși că nu se învață, că nu se face carte. Dar pe de altă parte, noi trebuie să fim conștienți că acum ceva vreme un liceu avea 3 clase de liceu și 3 clase de profesională. Și că din acele 3 clase, din acele 6 clase, doar jumătate dădeau bacalaureatul. Acum un liceu are 5 clase, 6 clase și toate sunt de liceu. Până la urmă, rezultatele sunt, să zicem, acceptabile, 50%, 40%. Deci, din punctul meu de vedere, nu este chiar așa cum încercăm să le vedem câteodată. Poate dramatizăm foarte mult, dar dacă ținem cont că în anii, acum câțiva ani, jumătate din învățământ, aproape era învățământul profesional, iată, poate fi o explicație. Da, am putea avea o explicație din acest punct de vedere. Aveți pe de o parte constanta, spuneam, rezultatelor foarte bune la bacalaureat, de când bacalaureatul se dă pe alte coordonate, deci mult mai serioase. Pe de altă parte, n-aveți probleme cu completarea locurilor la clasa 9, cel puțin în ultimii ani, iar la fel, fără probleme. Asta și pentru că de fiecare dată am încercat să venim în întâmpinarea elevilor cu propuneri. Iată, cel mai bun exemplu este acesta. Când a fost să luăm această clasă profesională, am zis, ok, o clasă profesională, lumea nu vrea să vină la clasa profesională, 200 de lei pe lună, poate nu-i tentează pe mult, dar haide să încercăm să aplicăm un proiect și să le oferim și altceva. De exemplu, să-și facă stagiul de practică nu în țară, să-l facă în străinătate. Să ne zbatem să facem ceva și pentru aceștia, ca să-i atragem. Pentru că, știți cum este, cred că undeva la nivelul conștiinței publice s-a împământenit ideea că școala profesională este o cenușă rasă și că în țara asta, dacă nu ai bacalaureatul și 3 facultăți, nu ai făcut nimic. Bine, poți să ai și bacalaureatul și 3 facultăți și să nu ai loc de muncă, tot în țara asta. Da, dar noi suntem convinși că, și exemplul este undeva aproape de noi, în Germania, în toate țările vestice, că un învățământ tehnologic făcut cum trebuie, făcut alături de un partener economic serios, iar, din punctul meu de vedere, faptul că avem alături de noi un partener precum SECI Artegu este o mare realizare, o mare... Și cred că orice liceu ar fi mândră cu un astfel de agent economic partener. Eu cred că aceste parteneriate sunt viitorul acestui tip de învățământ.
Înainte de a vă citi câteva mesaje, haideți să vorbim puțin de rezultatele. Vorbeați la începutul emisiunii de rezultate deosebite și a fost un an foarte bun la Magheru pe diverse, să zicem, discipline care nu sunt neapărat punctul forte al liceului. Adică și eu, cumva, rezultatele se obțin și la celelalte materii, nu neapărat la cele de specialitate. Sunt însă unele rezultate care constant au făcut, amintit Petru Poni, și mă gândesc că la informatică în ultimii ani ați tot avut rezultate foarte bune și la nivel național și n-ar fi singurele. Da, am avut și la informatică, în special la Olimpiada Tehnologiei Informații sau la vechiul concurs de informatică aplicată de-a lungul vremii. Începe cu medalie de argint, medalie de bronz și multe, multe alte premii. Dar să știți, poate n-aș fi foarte de acord cu formula dumneavoastră că nu sunt punctul forte. Să știți că sunt punctul forte și celelalte discipline sunt punctul forte, pentru că noi credem că un profesor de română trebuie să păstreze ștacheta ridicată și într-un liceu tehnologic, un profesor de informatică la fel, un profesor de istorie trebuie să-și păstreze și să se respecte și într-un liceu tehnologic, pentru că altfel te ajunge și ai deveni oarecum blazat, pentru că tu ești undeva acolo unde ar trebui să lași pe cei care sunt la cele mai mari colegii, iar unde fac în loc de o oră de istorie sau două, să fac trei sau patru sau cinci. Și atunci, pentru tine, cam asta este, trebuie să-ți asumi că ești în altă parte. Eu nu sunt de acord. Eu și colegii mei nu suntem de acord. Noi credem că acolo unde ești trebuie să-ți faci datoria cât mai bine, iar faptul că avem rezultate și avem rezultate cam peste tot, înseamnă că ne și preocupă și încercăm să identificăm în fiecare elev acel lucru care îl diferențiază și care îi dă șansa de a reuși mai departe, de a reuși în viață. Da, mereu dinamici, cum spune una din formulele de la liceul dumneavoastră, de fapt o deviză a școlii. Este deviza liceului nostru. Sunt patru mesaje. Unul dintre ele vă felicită pentru ce faceți la Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru. Al doilea mesaj vă spune așa: Liceul Magheru a avut ca emblemă revista Cuger Liber. De ce nu mai apare această revistă? Revista a apărut. Este în... Acum lucrăm Eu la... Eu știam asta, dar da, am vrut să vă spun. Este, lucrăm deja la al doilea număr, care va apare cât de curând. Este o revistă, da, într-adevăr, o revistă de suflet, iar anul acesta a reușit să o scoatem atât pe format digital, cât și pe format de hârtie. Da, cineva vă spune așa: domnule director, conduceți unul dintre cele mai importante licee din Gorj. M-ar interesa pentru copilul meu, care este la momentul unei alegeri, probabil vrea să spună, sau în orice caz, acum alegeri și asta, să știu care a fost ultima medie de intrare la alimentație publică. E o întrebare, la care voi încerca să răspund. 6. Sper să nu spun greșeli. Da, în jur de 6. Cred că la ultima clasă a fost 6. Așa. Cineva vă întreabă ce sunt ăia polimeri. Mărturisesc, chiar aveam de gând să o pun și eu întrebarea și dintr-un alt motiv. Și eu am întrebat, adică știu ce sunt polimerii, însă această specializare mi s-a părut... Deci polimerii... am avut acum câteva zile o discuție pe chestia aceasta. De fapt, chiar sunt în măsură să dau un răspuns, cred eu, cât de cât adecvat, pentru că alături de colega mea, doamna Pătrășcoiu, am lucrat destul de mult la un proiect pe partea aceasta de tehnician chimist de laborator și care presupune și lucru cu polimerii. Polimerii, dacă vreți dumneavoastră, sunt
cam tot ce ne înconjoară în ziua de astăzi, începând îi găsim în cămașa pe care îi purtăm, în microfon, în diverse obiecte, pentru că aceasta nu este bumbac 100%, cam peste tot, în materiale plastice și în multe, multe, multe alte lucruri, că se obțin din metan, petrol și sunt, să zicem, niște derivații ai acestora. Practic, tot ce ne înconjoară este, dacă vreți, polimeri. Poate și asta e un răspuns pentru bătăliile care se duc în zona Golfului și pentru controlul acestor zăcăminte. Pentru că, știți, din aceste zăcăminte se poate face orice aproximativ. De la haine, ustensile, unelte, absolut tot. Da, s-ar putea să fie, n-o să divulg cui aparține mesajul, este un fost elev al liceului Maghieru, astăzi un cunoscut scriitor. Spune așa, mă mândresc că am terminat liceul Maghieru într-o vreme când nu se punea accent pe foarte multe lucruri. Îl felicit pe domnul director pentru fața europeană a școlii. Da, îi mulțumesc fostului nostru elev. Nu s-a semnat, numărul știu cine este, dar cum nu s-a semnat, nu știu dacă e bine să-l da, sau am încercat ca prin... la Maghieru dintotdeauna a fost o rețetă bună, bazată pe foarte multă seriozitate, dată de toți profesorii care au lucrat de-a lungul timpului aici, începând cu o parte din ei care nu mai sunt, eu știu, poate domnul Mergea, domnul profesor Gorun, domnul profesor Novac, regretatul domnul profesor Bunoiu și mulți alții. A fost o rețetă care s-a bazat foarte mult pe seriozitate, iar noi ne-am gândit că e păcat să nu păstrăm această rețetă. E una care dă rezultate, care și care nu, și această rețetă ne-a dat nou, de exemplu, șansa să mergem mai departe și pur și simplu v-aș povesti că acum câteva zile am avut o delegație aici, le-am arătat ce facem, arătat de ce suntem în stare, iar acum primeam pe mail o propunere de proiect pe care să o realizăm împreună. Pentru mine este o mare mândrie că reușim să apărăm în fața acestor parteneri ca fiind serioși, ca fiind interesați să lucrăm în echipă și să dezvoltăm viitoare proiecte care, repet, sunt în primul rând pentru elevi, nu pentru profesori, nu pentru personal didactic și auxiliar, ci doar pentru elevi. Da, spune cineva așa, sunt un elev de clasa 8-a din Târgu Jiu, am văzut oferta de la liceul Maghieru la Târgu Educațional, n-am reușit să ajung la acest liceu, dar sper să pot intra la admitere. Da, în principiu, știți, e vorba, îi urez mult succes tânărului, sunt convins că dacă va dori suficient de mult, va reuși și îl asigurăm de toată susținerea noastră după aceea. Susținerea pe care o asigurăm tuturor elevilor, pentru că noi considerăm că un elev are foarte multe aspirații, trebuie să îi le are foarte multe calități, ideea este să îi le identifici și să îi le potențezi. Iar asta se poate face numai prin muncă și, cred eu, prin multă seriozitate. Bun, ați fost în multe școli în această primăvară, început de vară, cu oferta școlară, v-ați întâlnit cu foarte mulți elevi ca să-i convinge să vină la Maghieru. E o campanie pe care o faceți de foarte mulți ani și dovadă că n-ați făcut-o în zadar, deci copiii au venit. Ce le spuneți? Care-i secretul de-i face să vină spre liceu? Da, întâlnirile acelea nu sunt întâlniri prin care încercăm să-i convingem. Ceea ce facem noi ca să încercăm să-i convingem este activitatea noastră din fiecare zi, de dimineața până când mergem la servici, până când seara când ne întoarcem. Încercăm tot timpul să fim aplecați asupra problemelor reale. Dar, ca să vă răspund așa, să știți că aceste întâlniri sunt pentru mine foarte interesante, pentru că este foarte important, cred eu, să-ți afli
să afli de unde provine elevul tău pe urmă, care este background-ul lui, care e mediul din care el provine. E un lucru de mare importanță, pentru că sunt elevi care vin din școli foarte bune, în care trebuie să lucrezi, se poate lucra relativ ușor cu ei. Sunt elevi care provin din mediul rural, din zone puțin accesibile, din zone în care sunt foarte defavorizate economic. Și atunci abordările trebuie să fie un pic altfel. Iar faptul că reușim să merg, nu numai eu merg în aceste școli, foarte mulți colegi de-ai mei, ne face să avem o înțelegere mai bună a fenomenului. Cu ce ne confruntăm la școală, de ce elevii se manifestă într-un fel, de ce poate sunt exuberanți sau poate sunt prea timorați, și ne ajută să luăm cele mai bune decizii în anumite momente. Da, timpul alocat emisiunii noastre s-a terminat. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. O să lăsăm ca pe final să meargă acel spot de care vorbeam, de fapt de care l-am și văzut și care va rula pentru cei care n-au reușit să vadă nici această emisiune și nu știu foarte mult de oferta de la Magheru. O să vadă acest lucru în emisiunile sau în programele viitoare. Eu vă mulțumesc pentru invitație și i-asigur pe elevi și pe părinților că vor găsi în liceul Gheorghe Magheru, în profesorii de acolo și, de ce nu, în elevii de acolo, niște parteneri care îi vor ajuta să-și îndeplinească visele. A fost Marius Buzerea, directorul Colegiului Tehnic General Gheorghe Magheru din Târgu Jiu. Mulțumim pentru atenție, să vedem spotul. Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru Târgu Jiu vă prezintă oferta educațională 2015-2016. Liceu ZI, industrie alimentară, 56 de locuri, calificare tehnician analize produse alimentare, protecția mediului, 56 de locuri, calificare tehnician ecolog și protecția calității mediului, electric, 28 de locuri, calificare tehnician în instalații electrice. Școală profesională, calificarea operator în fabricarea polimerilor, 28 de locuri, cu bursă de 200 de lei pe lună, decontare navetă, stagiu de practică în anul 2 în Portugalia și contract de angajare cu SECE Artego S.A. Școală pozițial, tehnician laborant pentru protecția calității mediului, 28 de locuri, tehnician infrastructură, rețele și telecomunicații, 28 de locuri, creator, proiectant îmbrăcăminte, 28 de locuri. Școală de maiștri, maestru electromecanic, aparate de măsură și automatizări, 28 de locuri.